În data de 24 februarie a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică a elevilor de la clasa de artă a Liceului Pedagogic Ștefan Bănulescu din Călăraș. Vernisajul a avut loc la Muzeul Dunării de Jos, iar expoziția rămâne deschisă până pe data de 8 martie. Iată, ne întâlnim astăzi de dragul de la muzeu. De altfel, vreau să fac o mică introducere în ce se întâmplă astăzi la muzeu. La secția arheologie sunt în desfășurare în momentul ăsta ateliere de dragobete, urmând ca mâine și vineri, respectiv pe 1 martie, să se desfășoare atelierele lui Mărțișor împreună cu elevii din oraș și nu numai, și din apropierea Călărașului. Acum, aici, venim să împreună expoziția copiilor, elevilor de la clasele de arte ale Liceului Bănulescu. Suntem împreună cu profesorul Silviu Ansoare și criticul de artă Ana Amelia Dincă, pe care o să-i las în continuare să ne spună câteva cuvinte despre expozați și despre lucrările expuse. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Expoziția este a elevilor de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu, clasa de arte plastice, clasa a 12-a. Sunt lucrările pe care ei le-au lucrat în perioada de pandemie, online, și sunt lucrări suficient de bune, pentru că elevii sunt talentați, sunt pasionați, au fost foarte harnici și iată că expoziția de sfârșit de semestru, pe care noi o facem întotdeauna pentru a evalua lucrările lor, are loc acum și ne bucurăm că arată foarte bine. Pandemia asta a influențat pe unii în mod pozitiv, pe unii în mod negativ. Unii au fost mai creativi, mai harnici, au lucrat mai mult, alții mai puțin. Fapt pentru care, vedeți aici, mai puțin expozanți, dar am făcut și o selecție calitativă, că deci suntem aproape în apropo de devenirea artiștilor profesioniști a acestor clase și pretențiile mai mari, cred că am reușit într-o oarecare măsură să facem față situației. Îmi pare rău că nu avem alături pe doamna director care a susținut foarte mult această clasă, care a fost și dirigintă, dar este bună, este bolnavă, are o scuză, așteptăm să mai vină și alții și alte persoane la alte expoziții, dacă vom mai face. Sperăm să avem lângă noi și pe cineva de la inspectorat și poate chiar pe cineva din partea organelor de conducere ale orașului, județului, știu?